Salutare și bine v-am regăsit pe techview.ro. În acest episod vă prezentăm placa video Asus ROG GeForce GTX 980 Ti Matrix Platinum Edition, vârful de gamă absolut a celor de la Asus, o placă video care a fost gândită să obțină rezultate cât mai mari cu putință încă din fabrică, iar apoi să permită utilizatorului final să ridice și mai mult frecvențele și performanța. Cu alte cuvinte, este o placă video destinată în mare parte celor care își doresc cea mai mare performanță posibilă sau mai bine zis entuziaștilor sau overclockerilor. Această orientare către performanță maximă este evidentă dacă ne uităm pentru prima oară către frecvențele plăcii. Astfel, procesorul unui Nvidia GTX 980 Ti funcționează la frecvența standard de 1000 MHz, pe când GTX-ul 980 Ti Matrix Platinum este overclockat din fabrică la 1216 MHz. Busclockul unui GTX 980 Ti normal este de 1075 MHz, pe când placa de astăzi este presetată încă de la primul boot la 1317 MHz. Din punctul de vedere al memoriei, un GTX 980 Ti se laudă cu 7000 MHz, pe când Asus GTX 980 Ti Matrix Platinum atinge de abia scoasă din cutie, fără probleme, 7200 MHz, iar acestea sunt doar cifrele standard cu care placa video va porni la drum încă de la primul boot, cifrele fiind obținute de programul de monitorizare și overclock al Asus GPU Boost 2. Asus GeForce GTX 980 Ti Matrix Platinum Edition este o placă grea cu heatpipe-uri de cupru și sistem de răcire vopsit în negru, culoare pe care aș vrea să o văd mai des la sistemul de răcire al oricărei plăci video, pentru că oferă un aspect mult mai curat întregului ansamblu. Bineînțeles, totul de la designul PCB-ului și până la componentele și sistemul de răcire greu, complicat și foarte eficient este customizat, iar procesorul grafic special ales de către producător pentru a putea rezista la cele mai înalte solicitări. Pe lângă asta, este evidentă pentru oricine orientarea către overclock a plăcii, odată ce aflăm că placa dispune de un switch LN2 pe PCB, care deblochează limitele de voltaj, ceea ce ajută etajul de alimentare și cele 14 faze de livrare a energiei să împingă Matrix Platinum-ul dincolo de limitele de siguranță, dacă, bineînțeles, utilizatorul decide acest lucru. Implementarea soluțiilor de overclock extrem nu vin însă fără câteva protecții bine plasate, care încep de la componentele Super Alloy Power 2, ci reduc până la eliminare, cel puțin la sample-uri de astăzi. Coilwine-ul continuă cu soluția de dezghețare a memoriilor în cazul în care placa este supusă unei sesiuni de benchmarking pe LN2, seria fiind finalizată de butonul Safe Mode din spatele plăcii, care la o simplă apăsare recuperează și reîncarcă BIOS-ul plăcii video, salvând astfel pielea chiar și unui overclocker mai neexperimentat. Un alt punct despre care merită să discutăm fie și în trecere este implementarea unui indicator de încărcare bazat pe LED-uri în spatele logo-ului Republic of Gamers, care se aprinde verde în timpul încărcării ușoare a plăcii video, portocaliu în timpul încărcării medii și roșu în timpul unei încărcări grele atunci când placa este solicitată din greu. În opinia mea, este un indicator vizual deosebit de bun și mult mai folositor decât LED-urile pulsante ale seriei de plăci video din gama Strix a aceluiași producător, care nu au un alt rol decât cel estetic. Din punct de vedere al conexiunilor, Asus GeForce GTX 980 Ti Matrix Platinum Edition vine cu un singur port DVI-D, 3 porturi DisplayPort 1.2 și un singur port HDMI 2.0, ce suportă rezoluția 4K la 60 de Hz. Noi am conectat placa la un monitor 4K utilizând un port DisplayPort 1.2 pentru a o testa și am utilizat obișnuita baterie de teste pentru stabilirea în condiții de overclock setat prin GPU TIC 2, rezultatele la care ne putem aștepta din partea plăcii înainte de a apela la măriri de voltaj și sisteme de răcire special. Sistemul de teste utilizat la stabilirea rezultatelor ce urmează a fost compus din placa de bază Asus H170 Pro Gaming, procesor Intel Core i7-6700K la 4 GHz, RAM 8 GB DDR4 HyperX Predator, 2 SSD-uri HyperX Fury și Kingston V-Series de 120 respectiv 128 GB, sursă FSP Aurum CM de 650W, iar coolerul de procesor a fost un Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual Tower. Rezultatele benchmark-urilor în cele ce urmează. We'll be right back.
Ca și concluzie, m-aș aventura în a spune că placa video din testul de astăzi cu PCB-ul ei customizat, cele 14 faze de alimentare, coolerul greu și foarte bine realizat ce menține procesorul grafic la o temperatură la care nu credeam că va putea ajunge răcit doar pe aer, reușește scoruri mult mai bune chiar și decât un GTX Titanic la un preț final mai scăzut decât acesta și oferă chiar și în unele dintre cele mai grele și complicate jocuri ale momentului rezultate care vor mulțumi orice gamer, atât la rezoluția 1920x1080 pixel, deși o astfel de placă nu își are rostul la rezoluția atât de mică, cât și în configurații triple monitor sau 2560x1440 pixel pe un singur monitor, acolo unde strălucește cu adevărat și oferă balansul perfect între rezoluție, numărul de cadre per secundă și setările de calitate. La rezoluția 4K se descurcă onorabil, aș spune, cu jocurile mai vechi, dar încă relevante din testul nostru, pe când jocurile mai noi sau cele care sunt gândite să scoată absolut maximul din placa video, vor reuși să o îngenuncheze chiar și pe ea vârful de gamă al Asus, ceea ce este perfect normal din toate punctele de vedere. Rezoluția 4K la un frame rate decent de 60 de cadre per secundă, minimul necesar în opinia mea pentru experiență de gaming decentă, necesitând probabil încă o placă video de genul acesta. Este un model la care mulți dintre noi, cei pasionați de IT dincolo de limita buzunarilor proprii, nu vom putea decât să visăm, însă la acest nivel de performanță și având în vedere că niciun milimetru pătrat din placă sau sistemul său de răcire nu respectă designul standard, ci este gândit, așa cum spuneam și mai devreme, să obțină rezultatele absolut maxime pe care se pot obține, nu pot decât să-i acord premiul care este deja inclus în numele său, adică Platinum, și recomandarea noastră pentru cei care își doresc înainte de toate cea mai badass și performantă placă video Asus a momentului. Asta este tot pentru astăzi, nu uitați să ne acordați un like și un share, spuneți-ne în comentarii ce părere aveți despre placa asta, iar noi ne revedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune!